Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Dacă aș avea posibilitatea să merg la fiecare în parte dintre noi care suntem în casa aceasta de rugăciune și să vă întreb care este motivul că suntem în această dimineață aici, ce îmi veți răspunde? Există foarte multe motivații pe care oamenii le au și motivele pe care ei le pun înaintea ochilor sau le pun în mințile lor, le pun în inimile lor, îi provoacă să facă anumite fapte, îi provoacă să meargă anumite călătorii la anumite distanțe sau îi motivează să facă anumite fapte la care noi oamenii ne-am uitat și am zice asta nu face sens, e nebunie. Ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem că Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și ne spune Sfântul Apostol Pavel în această scrisoare, în capitolul 2, versetul 14, că El s-a dat pe sine însuși. Și noi ne punem întrebarea, ce l-a motivat pe Domnul Iisus Hristos să facă lucrul acesta? Dumnezeu care era în sfințenia sa glorioasă, în împărăția cerească eternă, fără început și fără sfârșit, fără pic de mizerie, fără umbră a păcatului, fără nimic, se hotărăște să vină lumea aceasta să ia un chip de om și un chip de rob, mai prejos decât suntem noi astăzi aici. Să ia un astfel de chip, să vină în lumea aceasta, ca mai apoi noi să ne uităm la lucrurile acestea, să ne uităm la lucrarea Domnului Iisus Hristos și să spunem cu toții, aceasta este dragostea în acțiune. Se spune că un bătrân la 83 de ani, care niciodată n-a fost căsătorit în viața lui, și-a anunțat familia că se căsătorește. Și acum nepoții de pe soră, de pe frați, care nu erau din familia lui apropiată, au venit în fuga la el și îi spune, moșul, dar ce te-a pălit în creier de vrei să te căsătorești la 83 de ani? E bogată? Nu, nu-i bogată. E frumoasă? Nu, nu-i frumoasă. Păi moșul, dar nu te-ai căsătorit când ai fost tânăr și vrei acum să te căsătorești? Și a zis, măi băieți, voi nu înțelegeți. Ea poate să conducă mașina noaptea. Dacă ne întoarcem înapoi la întrebarea, din ce cauză te afli în această zi aici? Ce îmi vei spune? Sunt foarte mulți oameni care vin la biserică pe bază de emoții, că așa s-au deprins sau că au auzit că sunt oaspeți. Pentru că e sărbătoare sau pentru că s-au schimbat carpetul în biserică. Și vine să vadă, e curios. Are un pic de curiozitate și emoțiile îi dau ghes în inimă și hop, vine și el la casa Domnului. Că după aceea să n-al mai vezi iară cu anii. Și îți dai seama că omul acesta a venit o duminică să se închine Domnului și nu s-a închinat din cauza dragostei, ci din cauza anumitor emoții. Sunt oameni care nu-i vezi la casa lui Dumnezeu și nu vei auzi să iasă din gura lui numele lui Dumnezeu sau rugăciuni spuse în agonia dragostei decât atunci când el trece prin necazuri. Dacă vezi o persoană surpriză la casa lui Dumnezeu și îl întrebi ce se întâmplă cu tine, îți va spune o listă întreagă a problemelor prin care el trece recent. Și aceasta l-a provocat să vină la casa lui Dumnezeu. Și în mulțimea oamenilor care vin la casa Domnului vei găsi unii care zi și noapte că plouă, că ninge, că e obosit sau nu e obosit, că are servici sau nu are servici, el este în casa lui Dumnezeu, se închină, se roagă, cântă cu foc și ardoare. Și te uiți pe fața acelui om, radiază o dragoste și este amprenta dragostei autentice care vine din partea lui Dumnezeu. Și îți dai seama, omul acesta, tot ceea ce face, face pentru că îl iubește pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, a venit în lumea noastră și a făcut o lucrare nu din cauză că noi am avut ceva să-i dăm înapoi. A venit să facă o lucrare pentru că cerul a fost făcut și gândit pentru noi oamenii. Dar din cauză că Adam și Eva, din cauză că străbunii noștri n-au făcut ceea ce îi place Domnului, din cauză că s-au pus într-o stare de rebeliune, noi cu toții am ajuns unde am ajuns și am fost departe de Dumnezeu, împotmoliți în păcat
Și din cauza aceasta Dumnezeu îl trimite pe Domnul Iisus Hristos și ne spune Sfânta Scriptură că El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Cuvântul orice nu-ți dă ție niciun fel de opțiune că tu ai putea să devii bun înaintea lui Dumnezeu prin faptele tale. Cuvântul acesta, orice fără de lege, înseamnă că orice lucru care n-ar fi în lumea aceasta și e împotriva legii lui Dumnezeu, Hristos și pentru acesta a murit. Sunt oameni care încă nu au plecat genunchii înaintea crucii Domnului Iisus Hristos și nu au cerut iertare de la Domnul Iisus Hristos din cauza că se gândesc că ei sunt prea răi pentru aceasta, ori noi în Sfânta Scriptură găsim următoarele lucruri și ni se spune nouă că Domnul Iisus Hristos a plătit pentru fără de legile noastre. Cuvântul acesta, răscumpărare, e ceva ce numai Dumnezeu putea să facă, numai Domnul Iisus Hristos. Iubite frate și soră, iubit ascultător, dragostea în acțiune se vede prin faptul că Dumnezeu a plătit pe deplin. Noi nu mai suntem datori cu nimic și nimănui pentru faptele rele pe care le-am făcut, fiindcă Domnul Iisus Hristos a murit și a plătit pentru ele. Orice om care îl primește pe Hristos ca Domn și Mântuitor, orice om care acceptă jertfa de răscumpărare a Domnului Iisus Hristos, vine și cântă plin de bucurie pentru că Dumnezeu primește această jertfă a Domnului Iisus Hristos în locul tău. Din cauza aceasta, astăzi poți să cânți plin de bucurie că dragostea în acțiune se vede prin faptul că noi am fost răscumpărați pe deplin din partea lui Dumnezeu prin prețul Domnului Iisus Hristos. Orice atitudine, orice acțiune, orice nu ai fi făcut tu, poți să cânți cântarea Mărețul Har m-a mântuit pe mine, un păcătos, așa cum am fost departe de Dumnezeu, El m-a găsit și m-a adus la pieptul dragostei sale. Un comentator al Sfintelor Scripturi spune următoarele lucruri în legătură cu Harul lui Dumnezeu. Când cineva dintre noi se duce și muncește 8 ore la un serviciu, la sfârșitul zilei îi se dă o sumă de bani și aceasta este salariu. Tu ai meritat. Ai lucrat 8 ore cu 10 dolari la oră, ți-ai luat 80 de dolari pentru că i-ai meritat și noi în lumea aceasta spunem acesta este salariu. Când eram în birou, păstorul mi-a arătat cum tinerii voștri a adus cel mai frumos cadou de ziua mamei, trofeul la soccer, la fotbal. De ce alții n-au putut să-l aducă? Voi cu toții v-ați luptat, dar numai o echipă a adus premiu. De ce voi nu-l numiți salariu? Pentru că nu ați plătit pentru el. Dar de ce îl numiți trofeu? Pentru că v-ați luptat într-o competiție, ați câștigat și el are un nume. Și numele este trofeu. Să admitem că cineva dintre voi la vârsta de 60 ceva de ani este chemat undeva în Europa și îi se mânează în mână premiul Nobel pentru tot felul de, în limba engleză îi spune, achievements sau descoperiri în știință. Acela nu este salar, acela nu este trofeu, ci este un premiu. La foarte multe companii sunt premii de acestea pentru că ai fost credincios companiei pentru 5 ani sau pentru 10 ani, compania vine și îți dă un cec de o anumită sumă de bani. Și aceasta este o recunoștință când compania zice ne place foarte mult că ai lucrat cu noi 40 de ani, uite acum înainte de a te duci la pensie îți dăm cecul acesta așa frumos, suma aceasta de bani, du-te și te bucură. Acesta nu e har. E pentru ceea ce ai făcut. Când un om nu este capabil să muncească pentru mântuirea lui, să primească mântuirea ca salar, când un om nu este capabil să se ia la competiție cu satana și să-l câștige ca să-și primească iertarea de păcate ca un premiu, când un om nu este atât de sfânt pe fața pământului acestuia și atât de credincios Domnului, ca mai apoi Domnul să spună, tare mult și credincios ne-a mai fost pe fața pământului, iată îți dau mântuirea cum se dă premiul Nobel, când un om pe fața pământului falimentează la aceste trei variante, rămâne una și este harul lui Dumnezeu. Când tu nu-l meriți, când tu nu ai putut să-l câștigi, când tu nu ai putut să ți-l lucrezi, Dumnezeu vine și ți-l dă prin Domnul Iisus Hristos. Pentru ce a venit Hristos în lumea aceasta? Ca să ne dea salvare, să ne-o dea din plin. Și aceasta este dragostea în acțiune.
Dragostea în acțiune este curățit pe deplin și plătit pe deplin. Și al treilea lucru cu care vreau să vin la încheiere, dragostea în acțiune mai este și devotat pe deplin. Dacă noi ne dăm seama că mergem în lumea aceasta și ne mai pătăm și ne mai afectează satana și ne mai ia emoțiile acestea păcătoase înaintea minții și înaintea călăuzirii Duhului lui Dumnezeu, venim și ne cerem iertare și Hristos este Cel ce ne iartă, pentru că așa spune în 1 Ioan capitolul 1, versetul 8 și 9. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Nouă ne place că Dumnezeu a plătit pentru noi pe deplin. Nouă ne place că la orice moment Domnul Iisus Hristos vine să ne curățească și ne curățește pe deplin. Dar la al treilea capitol ne este mult mai greu să procedăm, să fim plini de dragoste pentru El și anume devotați pe deplin. Versetul acesta 14 ne reamintește și zice în felul următor: El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Cuvântul acesta, să fie al Lui, dacă să luăm exact mot-a-mot din limba greacă, se referă la cuvântul comoară. Când o persoană pune deoparte niște bani, el îi pune pentru dânsul. Când o persoană sapă în pământ și din întâmplare găsește o comoară, el vrea să o aibă pentru sine. Când un tânăr de 16, de 17 ani muncește și își cumpără o mașină, asta este comoara vieții lui și el vrea să o aibă numai pentru dânsul. Încearcă și ceri cheile și îți va spune: da, ce, tu nu ai mașină și dacă ta e ruginită, du-te primblă cu dânsa, asta e mea. Noi la termenii de comoară știm foarte bine ce înseamnă și Dumnezeu folosește cuvântul acesta și zice: dragostea în acțiune înseamnă că eu am dat tot ceea ce am avut mai bun pentru ca voi să fiți comoara mea, voi să-mi aparțineți doar mie și eu să fiu Dumnezeul vostru. Pentru ce Domnul Iisus Hristos își curățește un popor? Ca noi să fim o comoară. Cum se vede dragostea în acțiune? Se vede prin acțiunile noastre. Noi suntem chemați să-L cinstim și să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru și suntem chemați ca să îi răspundem înapoi tot în același fel în care El ne-a iubit pe noi. Ce spune Domnul Iisus Hristos? Nu este mai mare dragoste decât cineva să o arate pentru prietenii lui. Cum? Prin să-și dea viața. Și Domnul Iisus Hristos ne numește frați, pentru că și-a dat viața pentru noi. Undeva într-o localitate din Alaska, care este ruptă de toată lumea civilizată, la ei poți să ajungi numai cu avionul. O localitate de vreo 200 de persoane. Oamenii care știu să mănânce numai din pescuit și din vânat, altceva nu mai au nimic să mănânce, nu au magazine, nu au nimic. Un tânăr de 21 de ani era considerat unul dintre cei mai buni vânători din localitate și împreună cu alți trei, într-o iarnă au trebuit să meargă prin pădure și să caute o haită de lupi, pentru că haita de lup se apropia din fiecare noapte, în fiecare noapte tot mai aproape de sat și era pericolul să omoare nu numai vite, dar să omoare și oameni. Părinții nu puteau să-și lase copiii afară să se ducă la joacă pentru că se temeau de lupi și așa mai departe. Și acești patru vânători s-au hotărât să prindă lupul principal, așa se spune, alfa. Dacă ai prins și ai omorât lupul principal, toți ceilalți 30 sau cât de mare este haita, se împrăște, nu mai poate exista. Și un vânător mai în vârstă zice: măi, voi vreți, cum vreți, dar eu mă duc pe malul râului. Și el a spus să duce pe malul râului pentru că pe gheață să merge mai ușor decât să mergi prin pădure, printre crengi, prin tot felul de tufișuri și e mai periculos. Tânărul acesta de 21 de ani a spus următoarele lucruri: dacă întreaga localitate a pus pe umerii mei această încredințare, că eu sunt vânător bun, trebuie să fac tot ce îmi stă în putere să prind animalul acesta, să fie salvată localitatea. Un alt vânător a mai prins și el un lup, dar nu a fost principalul.
A ajuns și el la un oarecare rezultat. Dar numai tânărul acesta care nu a avut liniște nici noaptea, nici ziua și nu numai în câteva zile, dar în fiecare zi, încercând diferite modalități să prindă cel care îi aducea tragedia peste localitate. Când a prins lupul, l-a adus în sat, toată lumea l-a văzut și cel mai în vârstă vânător vine cu un colt de lup. El dă în mână și spune, nu acum, tu ești unul ca noi. Și ți-a arătat devotamentul total față de localitate. Când a venit Domnul Iisus Hristos în lumea aceasta și când era cu mâinile întinse la cruce, la calvar, el a strigat, s-a isprăvit. Apoi, mulți ani mai târziu, a fost un sfânt apostol Pavel care îi spunea lui Timotei, Timotee, ia seama tu ce faci pentru că eu mi-am isprăvit lucrarea. Domnul Iisus Hristos spune ce se va întâmpla cu fiecare dintre noi în ziua veșniciei. Și anume, în ziua în care Domnul Iisus Hristos va sta pe tronul Harului, va spune fiecăruia dintre noi una din aceste două expresii. Vino, rob bun și credincioș, de moștenește împărăția, sau plecați de la mine, voi cei care lucrați fără de lege. Mă rog Domnul Iisus Hristos ca toți cei care suntem aici, nu numai să ne bucurăm că suntem curățați pe deplin sau am fost răscumpărați pe deplin, ci să arătăm prin viața noastră o dovadă a dragostei noastre în acțiune care este devotat pe deplin. Să nu ne pară prea greu să stăm 3 ore la biserică, să nu ne pară prea greu să venim de 4 ore la biserică parcurs săptămânii, să nu ne pară rău pentru orice am face în numele Lui Dumnezeu, pentru că ceea ce facem, facem din dragoste și suntem devotați pentru Dumnezeul nostru pe deplin. Într-o zi în împărăția veșnică, Hristos Domnul va pune coroană pe capul tău și va spune, intră în împărăția Tatălui meu pentru că mi-ai fost devotat pe deplin. Cine n-ar vrea? Cine n-ar vrea să umble prin împărăția cerească cu coroană? Cine n-ar vrea să meargă prin împărăția cerească cu aceste remunerări datorită dragostei pe care o ai? Aceste coroane care se va da nu se vor da din cauza că tu ai făcut aici să-ți câștigi mântuirea, ci ai trăit în faptele bune și ai avut o dragoste aprinsă pentru Dumnezeu, Domnul să ne binecuvânteze. Hai să venim la rugăciune și mă adresez tuturor celor care încă nu este sigur dacă El este răscumpărat pe deplin. Întreabă pe Domnul Iisus Hristos, Doamne, unde mă aflu eu în legătură cu mântuirea Ta? Dacă sunt dintre cei care am mai căzut, am mai pășit la stânga, la dreapta, vino înaintea Domnului Iisus Hristos și cereți iertare pentru că El este unica jertfă și sângele Lui să ne curățească de orice fără de lege și El o va face datorită promisiunilor Lui. Și Doamne, binecuvântă-mă pe mine că atâta timp cât locuiesc în țara aceasta să-ți fiu ție devotat pe deplin și nimănui altcuiva. M-a răscumpărat ca să aparțin doar ție. M-a răscumpărat ca să fiu doar copilul tău. Ajută-mă la aceasta și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare în parte. Amin.